Și în această seară, dragii mei, așa cum refrenul acestei cântări spunea deja, oamenii vor sta în fața unei alegeri. Și foarte adevărat că cel care va alege suntem noi, sunteți dumneavoastră, pentru că viața omului în fond și la urma urmei e suma alegerilor lui. Chiar dacă deseori oamenii vor să dea vina pe Dumnezeu când nu le merge una și alta, dacă ar face un efort de sinceritate și ar da un pic viața în urmă, ar vedea că multe din ceea ce ar trăi sau trăiesc în prezent nu sunt altceva decât alegerile din trecut. Pentru că Dumnezeu ne-a dat viață și ne dă viață ca aici să alegem veșnicia lui Dumnezeu. Amin. Iar de aici, de pe pământul acesta, se poate vedea cu ochiul liber dacă omul a ales sau nu a ales veșnicia lui Dumnezeu. Cu atât mai mult pentru cei care îl aleg pe Dumnezeu și să trăiască pentru Cel care i-a creat, au și parte de beneficiile unui Dumnezeu mare și puternic. Și vreau să vă vorbesc în această seară despre acest Dumnezeu mare care merită ales. Amin. Și care mai apoi e atât de încântat să se implice în viața omului atunci când poate nu se mai poate implica absolut nimeni. Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură. Vreau încă de la început să-mi cer iertare pentru vocea mea care e înspre refacere, că a fost și mai rău de atât. Dar după predicare seară de seară, la un moment dat mai cedează și vocea. Și totodată am stat și am făcut aici o frământare a minții mele să mă gândesc ce am predicat când am fost la dumneavoastră. Că pe semne îmbătrânesc, nu mi-a mai adus aminte, în schimb știu că ceea ce am să vă spun și în seara asta cu siguranță vă va fi de folos. Amin. Dumneavoastră și nouă. Amin. Tuturor. Amin. Pentru viața care o mai avem. Amin. De trăit. Voi citi un cuvânt din Luca, capitolul 23. Și voi citi de la versetul 44 până la versetul 49 un cuvânt al Domnului din un moment din ultimile clipe ale Mântuitorului pe pământul acesta, înainte de moartea prin crucificare, momentele acelea de pe Golgota. Permiteți-mi doar foarte scurt să fac o subliniere. Ceea ce eu vă citesc aici, momentele astea pe care dumneavoastră le veți auzi, erau sub momente de cumplită durere. În timp ce Iisus Hristos stătea țintuit pe cruce între cer și pământ, cu niște piroane de vreo 80 de centimetri băgate în mâini și în picioare, n-au fost momente ușoare. Noi ascultăm acest cuvânt aici, în biserică, la căldură, în confort. Dar ele s-au petrecut în momente de groază, de cumplită durere. Și toate aceste momente au fost duse ca noi astăzi să putem să-L alegem pe Cel care a fost gata să poarte această povară, să depună această jertfă pentru noi și sufletele noastre. Amin. Luca, capitolul 23, începând cu versetul 44, cuvântul Domnului spune așa. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. După cântările frumoase, după imnurile înălțate de către fanfară, după momentele înălțătoare pe care le-am putut avea aici în prezența lui Dumnezeu, stăm în jurul Evangheliei. Vreau să vă spun ceva. În momentul în care aici se cântă, se predică sau chiar ne rugăm, nu e ritualul creștinesc sau modul cum neapărat trebuie să decurgă o slujbă într-o biserică,
Și ceea ce noi facem aici, o facem de fiecare dată cu toată responsabilitatea și credința faptului că Dumnezeu e acela care ia aminte. Amin. Acum, să știți că dacă Domnul, Biblia spune așa, că Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor sale. Și până aici s-a lăudat numele lui Dumnezeu într-un mod excepțional. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu se ține de cuvânt. Amin. Și a coborât aici să fie prezent între noi. Și ar pune acum cineva întrebarea și ar spune, bine mă, de eu mă simt tot ca betonul, nu simt nimic. Unde-i Dumnezeu? Că unde coboară Dumnezeu? Da. Numai că mai există tot un verset din Biblie care spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și acceptă provocarea asta să deschidă ușa, Domnul vine și spune, apoi eu voi intra. Iar când Hristos intră în viața unui om, în inima unui om, începe acolo să se întâmple tare multe modificări. Prima dată, când Domnul intră, începe să-l conștientizeze pe om. Mă, uite, cam asta e starea ta. Cam pe aici te afli tu. Că în momentul în care Dumnezeu nu intră și e ținut undeva deoparte, nu prea poți să-ți dai seama de adevărata ta stare. Am întâlnit atât de mulți oameni care duceau cancerul pe picioare și până când nu s-au dus la medic să le spună medicul că ei chiar sunt bolnavi, au crezut că n-au nimic. Mai apoi s-au alarmat și au zis, bă, uite, de fapt, asta e adevărata mea stare și acum mă tot gândau eu seama de ce uneori mă simțeam așa și începea să facă tot felul de asocieri și de conexiuni. Pentru că atunci când omul ține pe Dumnezeu afară și spune, băi, bun Dumnezeu așa când ai nevoie, când nu te mai scapă nimeni să vină El, vorba și cântarea lui Laura Dinu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Cam unii, cam tot asta ar vrea, zice, că nu vine nimeni să vină Dumnezeu. Ei, partea frumoasă a vieții e ca oricine ar veni, Dumnezeu să fie deja prezent. Amen. Amen. Iar în momentul în care Dumnezeu intră în viața unui om, în mintea unui om, începe să facă niște aranjări acolo. Bineînțeles, decizia omului. Bine, mai există un pericol în mintea omului, vorba zis pericol, că ăsta nu-i pericol, zice, bă, nu las pe Dumnezeu să intre tare, că după aia îmi schimbă mintea. Păi tocmai asta e ideea. Lasă-l să intre cât de tare poate. Pentru că mai apoi Dumnezeu vei vedea că va ști să așeze toate lucrurile în minte și în inimă. Cum Dumnezeu le așează, nu le așează nimeni. În seara asta am început așa pentru că vreau să vă provoc să vă deschideți mintea și inima. Să vă deschideți viața și timpul pe care îl vom petrece aici, în continuare, să puteți să stați sub o lupă a lui Dumnezeu, a dumneavoastră, să vă puteți să vă faceți o analiză și să vă gândiți la un moment extrem de important al vieții. Și unul dintre cele mai importante momente ale vieții e acela când omul trece prin încercare. Am să vi-l arăt pe Dumnezeu dintr-un punct de vedere. El e multilateral dezvoltat, poate fi văzut din multe unghiuri, dar permiteți-mi în seara asta să vi-l arăt dintr-un punct de vedere care trebuie primit, acceptat și dorit în viața noastră. Unul dintre cele mai importante momente ale vieții e atunci când omul e în încercare. E momentul în care atitudinile omului contează foarte tare, e momentul în care vorbele omului contează foarte tare, sunt momentele acelea în care acțiunile omului contează enorm. Deciziile pe care le ia în mijlocul unei încercări contează enorm. Ați văzut, spre exemplu, când cineva ajunge la răscruci de drumuri în familie și încep să aibă discuții contradictorii și apoi acele discuții contradictorii degenerează în jigniri, în vorbe urâte, în vorbe aruncate fără sens. Mai apoi omul în valurile alea e predispus să ia o decizie. Decizia din momentul ăla pe care omul o ia atârnă atât de greu și poate să scrie o istorie frumoasă sau poate să lase în urmă o istorie foarte urâtă. Pentru că în momentul de grea încercare, în momentul de cumpăna vieții, omul își dă, dacă vreți, examenele extraordinare ale vieții. Nu e așa că omul sau copilul dintr-a 9 până într-a 12 poate să fluiere cât vrea el. Poate să creadă că un caiet e de ajuns. Că poți să te duci cu un caiet băgat pe mâneca de la geacă, că acum așa și ai frig și ți-ai pufoaică din aia groasă, să te duci așa la școală relaxat, să zică lumea, bă, uite-l pe ăsta, e pe treaba lui. Bă, dar vine bacaloriatul.
Să-i vedeți atunci cum dârdie din toate încheieturile. Și mai apoi ar cânta și ei cântarea lui Laura Dinu, zice, când nu vine nimeni, măcar să vină Dumnezeu. Știi, când trece profesorul pe lângă tine și nu te bagă în seamă, bă, măcar Dumnezeu să-mi șoptească ceva. Ei, a avut 4 ani în care să ia decizii extrem de bune. Decizia de a se apune la birou și de a mai învăța, de a mai citi, de a mai repeta. Alea, deciziile din alea, aia 4 ani, atârnă atât de greu în momentul în care stă în față cu o foaie și cu un supraveghetor care trece prin ei. Bă, nu mișca că te văd. Deseori omul nu e conștient și trec ani. Mai apoi vin valurile și bat valurile extrem de puternice și diavolul care te-a mințit 4 ani, permiteți în paralela, că bă, n-ai nicio treabă, nu trebuie să-L alegi tu pe Dumnezeu, nu trebuie să fii tu atât de strâns legat de Dumnezeu, nu trebuie să fii tu tot timpul, bă, există tot timpul o soluție, las că o să vină ea. E omul care se lasă mințit ani de zile de diavolul că nu trebuie Dumnezeu să fie în centrul vieții, când stă în fața extemporalului, când stă în fața testului, când stă în fața situațiilor complicate, că stă în fața unor momente în care omul pur și simplu dă din numeri și ar dori să mai coboare Dumnezeu și să mai spună ceva, băi, eu-s lângă tine, am o soluție și pentru tine. Și când Dumnezeu nu vine în astfel de momente, omul, permiteți-mi un cuvânt mai neacademic, dar cred că mi se pare unul dintre cele mai profunde în momentul ăsta, în șmecheria lui, omul atât de șmecher, încât tot pe Dumnezeu dă vină. Bă, de ce nu vine Dumnezeu? Și a strigat Dumnezeu, uite de aia că ți-am dat câțiva ani, ți-am dat câteva seri de evangelizare, ți-am dat câteva momente în care ai stat în jurul Bibliei, în jurul oamenilor care lăudau pe Dumnezeu. Ți-am dat momente în care ai putut să-ți cercetezi viața și să spui, bă, și eu îl vreau pe Dumnezeu, ca în momentele grele ale vieții, când nu vine nimeni, să am siguranța că Dumnezeu rămâne lângă mine. V-am citit în această seară un cuvânt al Bibliei și permiteți-mi un pic să-l vi-l creonez. Pentru că Domnul era între cer și pământ, în natura sa umană, atenție, Domnul a suferit, l-a durut, a fost durerea aia chinuitoare din toate punctele de vedere, după ce a fost batjocorit, bătut, după ce a fost trădat, vândut în ultimul hal, după ce și-au bătut joc de el, care mai de care, la un moment dat Domnul a stat între cer și pământ. Între cer și pământ, la un moment dat, toată lumea a plecat, toată lumea s-a risipit, toți au fugit de acolo, niște ostași că erau în post, își primeau salariul pentru asta și n-aveau ce să facă, trebuiau să rămână acolo, restul, toată lumea au fugit. Mai apoi spune Biblia că s-a făcut beznă, întuneric complet, am spune noi omenește capă de drum. Preț de câteva momente, iadul jubila și spunea, bă, gata, s-a încheiat, am reușit. Am putut să învingem, să o găta și cu Iisus și cu mântuirea Lui și cu vindecarea bolnavilor și cu să le mai dea vedere la orbi și cu oameni care să mai zâmbească și cu oameni care să mai aibă speranță. Gata, preț de câteva momente, jubila la un moment dat iadul și diavolul, parcă totul părea capă de drum, parcă totul părea, dacă vreți așa, un drum blocat, beznă, nimeni lângă tine, singur, huiduit, bătut, scuipat, batjocorit, țintuit pe cruce. Ai spune și am spune noi, bă, gata, aici e capătul. Nu mai există nicio șansă. Ce șansă să mai fie aici? Fundătură. Stop. Dincolo de atât nu se mai poate merge. Și într-un astfel de moment cumplit omenește vorbind, Iisus Hristos mai dă o lecție excepțională. Cu mâinile întinse între cer și pământ exprimă următoarele. Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul. Varianta pe care poate nici diavolul nu mai a anticipat-o. O zis, tată, în bezna asta, în capătul drumului, omenește vorbind, inclusiv ucenicii, la momentul ăla s-au îndoit, s-au clătinat, nu mai știau ce să mai creadă, erau buimăciți. Aduceți-vă aminte de Cleopa și de prietenul lui pe drumul Emausului. Erau atât de abătuți, erau atât de supărați. Bă, a murit Iisus Hristos, noi am crezut că El, pentru că pentru toată lumea părea un capăt de drum, pentru toată lumea părea o fundătură, pentru toată lumea părea sfârșitul unor momente frumoase, care nu mai pot să mai fie niciodată frumoase. Și Domnul acolo le mai dă și ne mai dă o lecție excepțională. O zis, măi, oameni buni, în bezna asta, în fundătura asta,
În răscrucea asta de drumuri în care lumea nu mai știe ce să mai creadă, ascultați bine și notați: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Pentru că momentele în viață, când vin și parcă totul e beznă, când totul se înfundă, când totul e fără de scăpare, când toată lumea dă din numeri, când nimeni nu mai știe ce să-ți spună, cele mai frumoase momente sunt acelea în care te poți uita în sus și să spui: Tată, eu știu că Tu mai ești lângă mine. Sunt cele mai pierdute momente ale generației noastre. Am întâlnit atât de mulți oameni care vorbesc: ce sunteți dumneavoastră, creștin ortodox, bine faceți. Ce sunteți dumneavoastră, creștin pentecostal, bine faceți. Ce sunteți dumneavoastră, creștin baptist, bine faceți. Bă, toată lumea, România asta e plină de creștini. Ne-am declarat peste 90% oameni creștini. Credem în Hristos, în puterea Lui, în divinitatea Lui. Dar suntem țara în primele locuri, la topul disperărilor. Oamenii care dau în disperare pe capete, oamenii care la un moment dat pragul sinuciderii e atât de ridicat în România, oamenii care sunt atât de cuprinși de frică și de anxietate, oameni care la un moment dat sunt pragul disperării și zic: bă, nu mai există șansă pentru noi, pentru pruncii noștri, generația care vine, oameni care și-au pierdut atât de tare speranța. Sunt exact ăștia care se declară creștini. Știți de ce? Datorită faptului că nu mai au siguranța că viața lor e așezată în mâna lui Dumnezeu. Sunteți în seara asta aici pentru că Dumnezeu vrea să vă spună că viața dumneavoastră poate să fie și să rămână mereu așezată în mâna lui Dumnezeu. Amin. Și la un moment dat zice Biblia: din mâna mea nu vă poate smulge nimeni. Nu poate scoate nimeni pe cineva din mâna mea. La un moment dat spune Biblia și arată că mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă. Dumnezeu e acel care rămâne atotputernic indiferent de vremuri și de generații. Contează atât de mult să te așezi în mâna lui Dumnezeu cu tot ce ești și cu tot ce ai tu. Amin. Și ascultați, în urmă cu câteva săptămâni bune, undeva în luna septembrie, la un moment dat eu am ajuns de la Rădăuți acasă noaptea târziu, vreo două noaptea, eram atât de obosit, mi-am propus vineri noaptea, mi-am propus sâmbătă, zic am o nuntă mai după masă, dorm în dimineața asta cât de mult pot. Acum eu nu prea pot să dorm dimineața, dar mi-am propus cât de mult, mi-am pus telefonul pe silențios, am zis, bă, nu contează, până la 11, 12, 1, cât de mult pot eu dorm. Eram extrem de obosit, condusesem destul de mult de la Rădăuți până acasă, singur. La un moment dat, dimineața în jurul orei 8, mă trezesc și ca toți românii am pus mâna pe telefon. Era pe silențios, numai că un număr apela. N-aveam băgat numărul în memorie. Și acum... zic, bă, acum m-am trezit, să răspund, să nu răspund, să răspund, să nu răspund. Am zis, bă, poate cineva are nevoie, cum să nu răspund? Răspund, alo. Pace, frate Alin, pace, eu sunt fratele Cutare, pace. Frate Alin zice, te rog frumos, am o mare rugăminte, n-ai vrea să vii la sora mea să facem o rugăciune pentru ea? Sora mea, zice, e bolnavă de cancer și m-a rugat tare mult, adu-l pe pastorul de la biserică, ea nu umblă la biserică, nu, dar zice, te rog, mi-a cerut asta, m-am mirat că mi-a cerut, mă mir, zice, că mi-a cerut asta, dar vă rog, haideți. Bă, la un moment dat, i-am zis, mă gândeam eu, bă, știam că trebuie să plecăm vreo 70 de kilometri dus, 70 întors, știam că eu am nuntă mai spre după masă, undeva pe la ora 2, nu mai știu cât era nunta, zic, eu am nuntă, zic, bă, cum ne încadrăm, mergem, venim, și zic, frate, lasă-mă 10 minute să-mi fac un pic programul și după aia îți spun. În timpul ăla m-am ridicat din pat și mergând așa spre baie, parcă în mintea mea un glas de mamă îmi strigă, fica mea are nevoie de tine. Bă, m-am tot gândit, dar așa de parcă îmi răsuna în minte, fica mea are nevoie de tine. În următoarele 10 minute fratele ăsta mă sună și îi spun, bine, vin, haideți să mergem. Veniți după mine, mergem repede, venim repede. Pe drum îmi povestea acest frate, frate Alin, sora mea are 70 de ani. E cea mai mare fiica familiei noastre. Familie cu 7, 8, 9 copii undeva din zona Bucovinei, mutați în zona Banatului, unii dintre ei, nu toți. La un moment dat zice, sora mea la 21 de ani a plecat de acasă, l-a părăsit pe Dumnezeu, biserica, la un moment dat s-a declarat ateie, a avut vorbe grele la adresa lui Dumnezeu
s-a certat cu toți, n-a vrut să mai țină legătura cu nimeni, o viață atât de grea și de tumultoasă, nu vreau să mai intru în detalii. În timp ce fratele ăsta îmi povestea, mintea mea se gândea cum mă rog eu pentru femeia aia că vreau să-i fac și ungerea. Cum? El credea că mă impulsionează și eu o să devin mai pentru... Băi, mă întâlneam, cum? Femeia asta care îl înjură pe Dumnezeu, care s-a declarat ateie, care la un moment dat i-a întors spatele lui Dumnezeu în ultimul hal, cum? N-am zis nimic. Am ajuns acolo și a zis către mine, vreau să vă las 2-3 minute singur. Da, vă rog. Am găsit o femeie în vârstă, pe marginea patului, de-abia răsufla, vorbea greu, cu lacrimi în ochi mi-a spus, vă mulțumesc atât de tare că ați venit. Și eu la un moment dat încep să o întreb, am auzit că sunteți din familie de creștini, că ați fost în biserică, că ați plecat, de ce ați plecat? M-a păcălit diavolul, zice. N-ar fi trebuit să plec, viața mea a luat o rasta, m-am dat jos din mâna lui Dumnezeu, zice ea la un moment dat. La un moment dat continuă și spun, dar de ce nu v-ați botezat? Toți frații dumneavoastră, de ce nu v-ați botezat și dumneavoastră? Și au zis către mine, atât de tare regret că n-am făcut pasul ăsta, regret. Dar ce v-a ținut? Nimic. Dar am auzit că v-ați declarat atee. Nu era real, au zis. Așa zic oamenii, dar în interiorul lor nu e așa. Tot timpul am știut că există Dumnezeu, tot timpul am crezut în Dumnezeu, tot timpul. Dar așa am zis eu în pornirile mele ciudate, că i-am spunea, când te îndepărtezi de Dumnezeu, de mâna care te poate coordona, viața o ia atât de razna. Și eu întreb, dar ce v-ar ține să vă botezați, fără să-mi dau seama ce urmează? Eu eram contra cronometru. Nu mă reține nimic și dumneavoastră nu mai plecați de aici până nu mă botezați. Stați numai puțin, am zis că eu sunt contra cronometru. La mine, eu am venit repede și plec repede. Eram sâmbătă. Vă rog, cu lacrimi în ochi, vă rog, nu plecați de aici până nu mă botezați. Eu m-am dat jos din mâna lui Dumnezeu. Și vreau să mă așez din nou în mâna celui atotputernic. E mâna, continua femeia asta, care mi-a coordonat mama și tata până în ultima clipă. E mâna care am văzut-o în casa noastră. E mâna lui Dumnezeu care nu mi-a lăsat părinții și frații. Eu m-am îndepărtat de mâna asta puternică și de Dumnezeul care o are. Vă rog, nu plecați. Deci vreau să o întâlnesc într-o zi pe mama care s-a rugat pentru mine, o zis ea. Mă, în momentul ăla mi-am adus din nou aminte de strigătul acelei mame în mintea mea, fiica mea are nevoie de tine. I-am zis, da, ascultați-mă bine, mâine duminică, sunt foarte prins, luni iară, sunt foarte aglomerat, dar vă promit, marți, miercuri sau joi, vin aici la dumneavoastră, mai aduc 2-3 păstori, aduc niște tineri, cântă, ne rugăm, facem un moment frumos, că nu puteam să o deplasăm, era într-o situație grea, vă rog, așteptați până marți, până miercuri, cu lacrimi în ochi îmi spunea, vă rog, nu mai insistați să aștept. Eu sunt de zeci de ani dată jos din mâna lui Dumnezeu. Nu mai pot și nu mai vreau. Vă rog, vă rog, nu plecați de aici până nu mă botezați. Bă, la insistențele ei spun la frate, hai pregătește repede, o botezăm repede și plecăm, eu trebuie să ajung la nuntă. N-aveam cum să zic, vă rog, trebuie să le cumva. O botezăm, m-am gândit și plecăm. M-am tot gândit tot drumul. Bă, dar ce nu putut să aștepte, bă, până marți? Capă de lume, 2-3 zile. Nu eram numai eu cu ea, cu cumnata ei și cu fratele, erau aici mulți, făceam sărbătoare. Marți dimineața, la ora 7, fratele ei mă sună și îmi spune, frate Alin, sora mea Agafe a plecat la Domnul. Miercuri am fost la prima seară de priveghi și joi un alt frate păstor s-a dus să o înmormânteze. Mi-am dat seama că femeia asta a strigat după mâna tot puternică a lui Dumnezeu care mai salvează și astăzi, care mai mântuiește și astăzi, care îți mai poate coordona viața zeci de ani de aici pe mai departe. Mi-am dat seama că oamenii au atât de mare nevoie disperată de Dumnezeu, doar că diavolul le întunecă, pur și simplu le întunecă ochii. Taci, bă, că poți tu. Și trebuie să vină uneori terapia intensivă să te zgudi un pic. Bă, vezi că nu ești așa de tare precum te dai.
Și trebuie să vină uneori încercarea aia profundă, să mai plece cât un tânăr de pe lângă noi, cum a plecat Timea zile trecute, da, în județul Arad, să cade excavatorul pe ea, mergea regulamentar tânăra asta și excavatorul cade de pe un trailer și o prinde pe Timea și o zdrobește și o omoară la 21 sau 22 de ani. Să se mai zdruncine câte o comunitate, să-ți arate Dumnezeu că nu noi deținem control. Ceea ce m-a marcat într-un mod extraordinar e când în seara de priveghi, unul din frații acestei femei veniți din zona Bucovinei la mormântarea surorii ei, lui, la final zice către mine cu lacrimi în ochi: fratele, vreau să-ți povestesc ceva, spuneți-mi. Zice, în urmă cu 51 de ani, mama mea se ruga cu lacrimi când sora noastră a plecat de acasă și a întors spatele lui Dumnezeu: Doamne, rămână mâna ta cea bună peste fata mea. Te rog, poartă-i tu de grijă. Doamne, te rog, n-o lăsa până nu-i mântuiesc sufletul. Și au zis, în urmă cu 51 de ani, mama mea a avut, printr-un frate, prin glas profetic din partea lui Dumnezeu, pentru că casa voastră e în mâna celui atotputernic. Urmașii tăi vor vedea ce Dumnezeu aveți. Și tu, chiar dacă nu vei mai fi pentru cea pentru care tu te rogi, nu voi coborî în țărâna pământului până când nu-i voi mântui sufletul, chiar dacă va fi în ultima clipă, și urmașii tăi vor fi martori la asta. Și îmi spunea fratele ăsta cu lacrimi în ochi: frate Alin, mama când a plecat din lumea asta a plecat cu gândul ăsta, am așezat-o și pe Agafia în mâna lui Dumnezeu, pentru că mâna lui Dumnezeu rămâne o mână atotputernică. În momentele complicate ale vieții, când medicii dau din numeri, când lucrurile o iau razna, când la un moment dat tu ești în fundătura vieții, când totul e beznă, când nu mai știi încotro să o iei, să poți să te uiți în sus și să spui: Doamne, știu că mâna ta rămâne atotputernică, știu că tu ești Dumnezeul care poți, știu că tu ești Dumnezeul care mai ai un cuvânt, știu că tu ești Dumnezeul care n-o să mă lași, mai fă să se cunoască că am un Dumnezeu mare. Pentru că atunci când un om se așează în mâna lui Dumnezeu, atunci când un om se bazează pe puterea lui Dumnezeu, atunci când un om trăiește în așa fel încât la Dumnezeu se aducă cinstea, Fiul Iisus Hristos aducea cinste Tatălui în fiecare moment al vieții. În cele mai grele momente ale vieții de pe cruce, Fiul strigă: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, în mâinile tale îmi încredințez viața. Eu sunt aici între cer și pământ, țintuit pe crucea asta, dar știu că în mâinile tale e cel mai bine. Biblia zice, era beznă, oamenii au fugit, dar câțiva oameni curioși care au mai stat să mai vadă priveliște aia, tabloul ăla sinistru, au început să facă o remarcă excepțională: cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat acesta este copil de Dumnezeu. Că asta e partea frumoasă a vieții: trăiești cu Dumnezeu, trăiești în mâna lui Dumnezeu, trăiești sub coordonarea lui Dumnezeu, trăiești sub puterea lui Dumnezeu. Viața, de n-ajungi tu încercarea, te ajunge ea, cum a zis Luci, la un moment dat când te-a prins încercarea în braț, tu îi spui: ascultă-mă, ia mâinile de pe mine repede, că Dumnezeul meu e atotputernic. Se va vedea că am un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Și la un moment dat, când vede, văd cei din jur, că Dumnezeu din cer mai intervine, știți ce spun oamenii aia? Cu adevărat, omul ăsta are un Dumnezeu. Uneori Dumnezeu alege să ne treacă prin momente grele, ca și prietenilor mei, să le ia copiii deodată, toți. Uneori Dumnezeu alege să ne treacă prin momente foarte complicate. Dar și în momentele alea, când un om e așezat în mâna lui Dumnezeu, cel care poate să te întărească, să-ți dea puterea de a merge înainte, rămâne tot Dumnezeu. Amin. Altfel omul dă în disperarea vieții. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, cea mai frumoasă viață e așezată în mâna lui Dumnezeu. Amin. Repet, trebuie să zic de prietenul meu, l-am făcut vedetă, îl zic și la dumneavoastră, i-am zis, atâta te zic până te învață toți, ca să învați, să învețe mulți din pățania ta, din atitudinele tale greșite. Mami, unul, o zis, pastore, tot vorbiți Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, aveți voi replicile voastre, pastorii, preoții, a ta ne tot ziceți de tu, dar eu, tu mă vezi, 2 metri și ceva,
140 de chile, intră în mașină cu capul înainte la cât e de mare? O, bă, mă vezi cât îs eu? Totuși am și eu, băi, tot dețin controlul, sunt cineva, au zis. Numai tot atât ca Dumnezeu în sus, ca Dumnezeu în jos. Bă, totuși, îs stăpân pe mine. Nu mi-e fricos către mine, avea el o vorbă, nici de ursul din pădure. Serios? Bă, într-o zi mă întâlnesc cu el și cu nevastă sa. Și nevastă sa zice către mine, frate, Alin, vreau să-ți povestesc ceva. Muntele ăsta de om în colț, cu capul plecat și roșu la față, te rog eu nu-i spune. Bai spun, o zis ea, te rog eu nu-i spune, zice el. Eu mă, nu vine să cred. Bă, așa-i spășit, nu l-a văzut în viața mea. Bă, cum mă? Te rog eu nu-i spune, o zis el. Bai spun. Frate Alin zice, s-o simți rău. Nu-a vrut să zică la nimeni. Ne-am dus la spital și au făcut analizele. După primele investigații, ne cheamă doamna doctor în cabinet, pe mine și pe el. Ne pune acolo la masă, el nu a vrut să se pună jos. O stat în picioare, să plimba prin cabinet de stres. Și doamna doctor, ce nu am stat în viața mea așa stresat. Banii au avut și eu pierdut, au făcut alții, prieteni, proprietăți. Bă, nu s-au stresat din... E, Dumnezeu zice, stai, că am eu acces de cojocul tău. La un moment dat, zice, doamna doctor, spune, îmi pare rău, zice, după primele analize care au venit, sunteți suspect de cancer. Și muntele de om leșină și cade jos. Poc! O zis, imaginează-ți. Eu încerc să vă prefigurez momentul. El s-a uitat la mine și a zis, ți-am spus să nu spună. Imaginează, spunea ea, că eu m-am dus, nevastă s-are 50 de chile cută cu haine. O zis, eu cu doamna doctor, la fel de, nu știu, la 50 de chile și grasă sau slabă, nu știu, la fel de slabă ca ea, o zis, trăgeam de muntele ăsta, cam în două nu făceam kilogramele lui, trăgeam de muntele ăsta de om și îi spuneam, bă, o zis doamna doctor că ești numai suspect, hai sus! O zis, te gândești dacă medicul chiar pune un astfel de diagnostic? Dacă chiar trebuie să-l tundem odată chel, să-l ducem la citostatice? Te gândești cum facem muntele ăsta de om? El era cu capul în jos, roșu la față, i-am zis, nu, cum e, mă? Că ai zis că tu ești, că tu n-ai nevoie, că tot ai și tu personalitatea ta. Ești și tu cineva, bă, trebuie și tu să ai și tu părerile tale despre tine. Da, nu ți le interzice Dumnezeu. În schimb își cere ceva cu vehemență. Arată-ți dependența de atotputernicia lui Dumnezeu. Că singurul care ne ține rămâne Dumnezeu. Acum se pune o întrebare la care vreau să răspund. De ce oamenii totuși spun și vorbesc despre Dumnezeu și nu prea au parte de mâna atotputernică a lui Dumnezeu? De ce? Am să vă duc într-o călătorie în trei puncte, în curtea lui Pilat, pe Via Dolorosa și apoi rămânem un pic la dealul Căpățenii. Ascultați-mă. În momentul în care Domnul a fost luat, prins și dus în curtea lui Pilat, Pilat pune o întrebare. Fiți atenți. Ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul răspunde. Da, sunt. Până aici, nimic ilegal. Pentru că Pilat, văzându-l pe Iisus, comportamentul lui, inclusiv cum a fost îmbrăcat, haina dintr-un singur fir o aveau numai oameni de clasă înaltă, comportamentul lui rafinat, momentul elegant prin care se comporta. Aduceți-vă aminte momentul din grădină, când a venit Iuda cu o sărutare să-l vândă pe Fiul lui Dumnezeu, n-a zis Domnul într-un mod bădăran, bă, nu ți-i rușine că te-am ținut cu mine la masă, mă? Bă, ți-am dat să mănânci, mă, te-am scos dintre ăia și te-am pus între oameni. Nu, Domnul cu o eleganță extraordinară îi spune, prietene, ce ai venit să faci, fă? Ei, eleganța asta, atitudinile astea impecabile, Pilat le-a văzut. Și-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Și-a zis, da, sunt. Au purtat o conversație de la egal la egal. Au zis, da, sunt. Pilat nu și-a bătut joc de Iisus Hristos. Pilat nu l-a luat peste picior. Pilat o înțeles. Își făcea deja o părere extraordinară. Nevastă sa simțea în visul de noapte, bă, vezi că omul ăsta e un sfânt, e un neprihănit, e un împărat dacă vrei. Omul ăsta e cineva, nu-i oricine. Și parcă totul se prefigura într-un mod extraordinar acolo. Și Pilat întreabă, ești tu împăratul lui Dumnezeu? Și-a zis, da, sunt. Ei, realitatea asta, e Iisus Hristos un împărat? Ei, realitatea asta a produs cele mai groaznice batjocuri din partea ostașilor.
Pentru că la un moment dat, ostașii l-au luat, că l-au auzit pe Iisus. A exprimat pentru că era o realitate, nu că a vrut să se laude. Era realitatea divină, Iisus Hristos este și rămâne un împărat glorios. Rămâne un Dumnezeu puternic, glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Acest Iisus Hristos e prezent în seara asta aici. El e împărat, știi ce înseamnă să fii împărat? Să deții controlul absolut al tuturor lucrurilor? Să stea totul la îndemâna ta, să ordoni și alții să execute? O, Biblia zice că sub mâna puternică a acestui împărat stau astrele, stă cerul, stă pământul, stă văzduhul ăsta, că totul e în mâna lui Dumnezeu. Pilat și-o da seama, o zis, ești un împărat, da, sunt. Bă, realitatea asta a produs cele mai groaznice bagiocuri. L-au luat soldații, l-au dezbrăcat de haina aia faină, l-au îmbrăcat cu o altă haină, i-au pus cununa de spin pe cap, îl băteau cu trestea în cap și îi spuneau, plecăciune ție împăratule. Era la bagiocul. Plecăciune ție împăratule. Ce, ia zi în puterea ta, cine te-a lovit? Numai că un astfel de împărat în eleganța lui nu-și pune mintea cu cine nu trebuie. Ce nu putea să zică, dar ce ne jucăm bâza? Cine? Stați-mă cu minți. Împărăția mea, atitudinile mele, eleganța dumnezeiască, dacă vreți, trece dincolo de provocările umane. Și la un moment dat ăștia l-au îmbrăcat, i-au pus trestia, cununa, îl băteau cu trestia în cap, plecăciune ție împăratul iudeilor, ia zi tu, cine te-a lovit? Dragii mei, ascultați-mă bine, oamenii spun, de ce n-am și o parte de aceeași mâna lui Dumnezeu? Pentru faptul că Duhul din curtea lui Pilat e prezent și în România, din păcate. Și tare mulți oameni sunt păcăliți de diavolul în fața unei realități. Iisus Hristos este și un rămâne un împărat, amin. Orice ar zice oricine. Amin. Diavolul îi păcălește pe oameni, știți ce? Să-și bajocorească împăratul. Și în momentul în care, gândește-te, după o viață de bagiocură la adresa marelui împărat, după o viață de ignor la adresa celui care te poate ajuta, ajungi în înfundătura vieții, ajungi în bezna vieții, ajungi în momentele în care tu nu mai ai nicio scăpare și nu mai știi încotro să o iei. O, în momentele alea, ascultați-mă bine, nu-ți trebuie nimic altceva decât să ai siguranța că Dumnezeu rămâne lângă tine. E singurul lucru pe care vrei să-l mai ai. La un moment dat, mie îmi spunea Dumnezeu prin glas profetic, Alin, roagă-te că în scurtă vreme va trebui să-L chem pe Dumnezeu ca medic în casa ta. La câteva zile distanță, Carina noastră cade dintr-o mansardă, ajunge jos, rămâne inconștientă, trebuie să fugim cu ea la spital. În momentul în care medicii au decis să o mute de urgență dintr-un spital în altul și când au scos-o cu targa, agitați, o doamnă doctor a venit și mi-a spus, are un cheac de sânge lângă ficată, la poate să-i producă emoragie internă și să o pierdem în câteva minute. Și ei o băgau în ambulanță, în disperarea mea, am zis, nu, acum ce fac? Medicii dădeau din numeri. Erau atât de mulți medici pe lângă Carina, mai ales că mai aveam noi un medic, o soră ce-i medic pe ambulanță în biserica pe care eu o păstoresc, era în timpul liber și a venit și ea cu noi. Erau medici, și am zis, ok, dar eu sunt disperat că toți medicii au zis că e beznă, că s-ar prea putea să nu se mai poată face nimic. M-am pus pe genunchi lângă ghereta paznicului, era două noaptea. În disperarea mea de tată, m-am pus pe genunchi lângă ghereta paznicului acolo jos și am zis, Doamne, te rog, mai fă tu o minune. Am simțit o mână caldă pe spate. Oameni buni, ascultați-mă bine. Mâna aia au stat preț de vreo 3-4 secunde pe mine. Nu vă puteți imagina ce sentiment de liniște a putut să cuprindă inima mea. Fizic, am simțit o mână caldă pe spate, m-a apăsat pe spate. Sentimentul ăla de siguranță extraordinară, nu vă-l pot descrie. Și mai apoi paznicul care mă atinsese cu mâna pe spate, a zis, Domnule, vă simțiți bine? Era paznicul. M-a văzut că m-am ascuns după ghereta lui în disperarea mea. M-a ridicat și am zis, da, mă simt bine. M-am urcat în mașină și ascultați-mă bine, știți ce m-am gândit până la celălalt spital? Bă, dacă o mână umană de om care doar m-a atins și mi-a zis, vă simțiți bine?
a putut produce atât de multă liniște în inima mea. Da, păi mâna unui Dumnezeu puternic care nu pierde niciodată. Dar pentru asta, ascultați-mă bine, ieșiți din zona aia de pericol extraordinar de puternic în care diavolul vă pune prin trăiri care sunt împotriva lui Dumnezeu și a Bibliei să vă batjocoriți împăratul. Să-l batjocorești pe cel care ți-a dat viață. Știți care e una din formele de batjocuri? Ignorul. Când omul pur și simplu îl ignoră pe Dumnezeu. I-am zis eu la prietenul meu, bă, o trebuie să te zguduie Dumnezeu că l-a ignorat prea mult. Ai zis că tu ești cineva și a vrut să-ți arate Dumnezeu cine ești. Un fir de praf, o frunză, un fir de iarbă care astăzi îi, mâine poate să nu mai fie. Nu ești mai mult de atât, pentru că tot ce suntem, suntem prin mâna lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Și oamenii, din păcate, se lasă sub influența celui rău să-i dea ignor lui Dumnezeu, să-l batjocorească pe Iisus Hristos, să-l batjocorească pe Dumnezeu, întorcându-i spatele de nenumărate ori, arătând că n-au nevoie de nimeni, că le merge bine, că au 45 de ani, că sănătoși, că au bani, că salarul le vine, că n-au făcut în viața lor o injecție, bă, n-am nevoie de nimeni. O, vine Dumnezeu și spune, ascultă-mă, în vremurile alea bune, așează-te în mâna marelui stăpân, pentru vremurile de încercare, să poți să vezi mâna lui Dumnezeu care mai stă întinsă. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, nu vă batjocoriți împărat. El tot împărat rămâne. Că ori crezut ostașii, că n-ori crezut ostașii, el tot împărat o rămas. Că l-au batjocorit ei, că unii poate au încetat să-l mai batjocorească, el tot împărat a rămas. O, Duhul ăsta din curtea lui Pilat, din păcate, e tare prezent și în generația noastră. Oamenii îl ignoră pe Dumnezeu. Nu e așa că dacă un copil... Vreți să îi spuneți, mă, nu te du în direcția, că mergi rău. Mă, ascultă-mă, fii cu minte. Oprește-te. Și vine copilul la 19 ani și zice, a, bă, mă, lași, pe vremea voastră. Serios? A meu la 14 ani o ia cu pe vremea voastră. Zic, bă, tu cred că nu știi câți ani are tatăl. Cum ai că pe vremea voastră? Vă imaginați? Vine, bă, și lasă-mă pe vremea voastră. Și-ți dă ignor. Tu ești taică-s, ești maică-sa, îi vrei binele. Și-ți dă ignor. Și la un moment dat, chiar ajunge într-un necaz. Chiar ajunge într-o problemă. Îi spui la copilul tău, hai să o luăm un pic mai așa. Bă, pune-și tu o husă pe telefonul ăla, că acum e tot la modă, toți ăștia sunt fără. Bă, dar pune-și, bă, nu-l mai aruncași tu așa de pat pe altul. Bă, mai ai și tu grijă, că o plăti taică-t-o pentru el. Bă, ai și tu grijă. A, bă, mă lași, ia să-l auzi pe fiul tău de 14. A, bă, mă lași, bă, pune, bă, și tu o husă, mă lași. Ei, spuneți-mi dumneavoastră, când vine cu fața aia ispășită, tata, mi s-o spart telefonul, mi-ai altul. Nu ziceți, care e atitudinea dumneavoastră? Ce faceți atunci? Păi bă, mi-ai dat ignor de câte ori te-am rugat să fii atent. Mi-ai dat ignor. Pur și simplu nu te-a interesat. Dragii mei, Dumnezeu se simte la fel de jignit când oamenii îl ignoră. Când pur și simplu îi întorc spatele. Când pur și simplu nu-i mai interesează că există un Dumnezeu care le vrea sufletul și viața. Hai să vă arăt cum arată viața unui om care nu-i dă ignor lui Dumnezeu. Ascultați, Psalmul 45:1. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. În momentul în care un om înțelege că n-are voie să-i dea ignor lui Dumnezeu și că e obligatoriu să trăiască pentru Dumnezeu, cuvinte pline de farmec îi clocotesc în inimă. Aleluia. Se pun doi oameni la masă și încep să discute. Ce? Când nu-i dai ignor lui Dumnezeu, încep să discuți de Marele Stăpân, de Cel Atotputernic. Amin. De Dumnezeul care vede, care poate, amin, care vrea, de Dumnezeul care mai deține controlul slavă tuturor lucrurilor? Discuți despre Dumnezeul care a fost lângă tine și care va rămâne lângă tine? Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că nu-i dai ignor și că l-aduci prezent în viața ta de fiecare dată. Amin. Îl aduci prezent în viața ta de fiecare dată. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Doi.
La un moment dat, ca să poți să te așezi în mâna lui Dumnezeu și să ai parte de intervenția lui Dumnezeu, să nu uiți, nu-ți batjocori împăratul. Doi, du-ți crucea așa cum și-a dus-o Hristos pe Via Dolorosa. Nu, fiți atenți. Acum, Via Dolorosa e extrem de interesantă. Cei care ați fost în Israel, poate ați mers pe acolo. Pentru mine Israelul e fascinant. Eu am fost anul ăsta de câteva ori, dacă ăștia de la Hamas nu s-ar fi apucat de prostia, m-aș mai fi mers odată. Mă, dar Via Dolorosa e extrem de interesantă și de fascinantă. Acolo undeva la baza Viei Dolorosa există cineva care dă, închirează cruci, iei crucea în spate și faci Via Dolorosa până sus. Și prin asta oamenii spun că simbolic au făcut și ei ceva, că li se iartă păcate, că... Bă, la un moment dat, anul ăsta, am văzut o chestie care m-a șocat. Pe Via Dolorosa era unul cu crucea pusă invers, cu țigara în colțul gurii, trăgea din ea pufăiară relaxat, dar el urca pe Via Dolorosa. Bă, și mi-am dat seama, oamenii nu mai înțeleg ce înseamnă să-ți duci crucea. Generația asta de oameni care au nevoie de mâna lui Dumnezeu nu mai înțelege ce înseamnă să-ți duci crucea. Și ascultați-mă, a-ți duce crucea nu înseamnă a-ți purta necazurile. Am înțeles greșit, generații la rând. A-ți duce crucea, eu ca și predicatorul acestei țări, unul dintre ei, chem pe oameni la crucea lui Hristos. Păi nu chem pe oameni să le spun, bă, hai la necazuri. Că vin ele la pachet, ai partea a doua. Dar le spun și că Dumnezeu e cu ei. Eu nu le spun la oameni, hai bă la boală, hai la suferință, hai la ceartă. Că mai aud pe câte unul care spune, bă, la mine în casă de câteva săptămâni numai ceartă. Asta e crucea mea. Nu, nu, nu. Acolo e diavolul care își bate joc de voi la pachet. Nu-i crucea aia. Cearta din casă nu-i cruce. Divorțul nu-i cruce. Nu-i crucea lui Hristos. Nici măcar boala, dacă vreți, nu-i cruce. Nici măcar momentele alea complicate, alea nu-s cruci, ascultați-mă bine. Chiar dacă a fost vorba și despre suferință pe Via Dolorosa în sus, ascultați punctul central pe care Hristos și momentele pe care Hristos a vrut să le transmită în timp ce urca pe Via Dolorosa, ce înseamnă să-ți duci crucea lui Hristos. Biblia spune așa, ia-ți crucea în fiecare zi și urmează-mă. Aici Domnul nu spune, bă, ia-ți cearta din casă și urmează-mă. Ia-ți pragul de divorț în care ești și urmează-mă. Ia-ți ura care o ai tu pe alții și nu mai suporți tensiunea și urmează-mă. Nu, fals! Astea toate sunt bătăile de joc ale diavolului datorită faptului că oamenii s-au dat jos din mâna lui Dumnezeu. Pentru că l-au batjocorit cândva, Hristos a retras și când Hristos se retrage, talibanul acționează. Când s-a retras armata americană din Afganistan, talibanii au zis, băi, zona noastră. Și oamenii de acolo din nou au trăit aceleași momente groaznice. În momentul în care un om se dă jos din mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu se retrage și spune, mă, omule bun, eu nu te țin cu forța. Îți întind mâna, vreau să fiu lângă tine, vreau să fiu cu tine. Omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Asta înseamnă batjocură în formă continuată. La un moment dat Dumnezeu zice, bine, eu îmi văd de aici, stau în bucățica mea, te aștept oricând să vii, îți cu brațele deschise, să vin apoi aici. Ei, când omul se retrage, diavolul acționează și aduce tot felul de momente în care Dumnezeu nu se mai vede și nu se mai simte. Alea nu-s crucea care trebuie dusă. Pe Via Dolorosa, Domnul a vrut să transmită altceva. Și imaginați-vă-L pe Iisus Hristos. Mai fac aici o paranteză. Biblia spune așa, că dacă nu vă veți face asemenea unor copilași, cu niciun chip nu veți vedea împărăția cerurilor. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, adică înseamnă că un copilaș trebuie să poată să ducă o cruce. Corect? Ascultați-mă bine. Crucea asta lui Hristos, dusă pe Via Dolorosa în sus, puteți să luați și să luăm lecții de la copilaș. Ei știu să o ducă cel mai bine. Păi știți ce transmitea crucea lui Hristos pe Via Dolorosa în sus? Iubire necondiționată. Asta transmitea crucea lui Hristos. Știți ce transmitea crucea lui Hristos pe Via Dolorosa în sus? Iertare pentru toți oamenii. Asta transmitea crucea lui. Crucea lui Hristos nu transmitea, veniți după mine că vă luați voi un cancer. Na, na, na. Crucea lui Hristos spunea, veniți după mine, sarcina mea este ușoară, jugul meu este bun. Aleluia. Păi cum să nu fie bun să iubești pe oameni? Cum să nu fie bun să mai lași din orgolii, să calci pe tine și să ierți pe toți? Cum să nu fie bun?
Crucea asta o duc copilașii impecabili. Asta îi vedeți pe doi care se ceartă copilași. În următoarele 5 minute sunt prieteni. De ce? Că ei pot să ducă crucea asta iubirii necondiționate. Iubesc fără să pună condiții. Ei, dragii mei, ca să poți să ai parte de mâna lui Dumnezeu, până când omul nu-și ia crucea lui Hristos, să o ducă în viață, să iubească pe semeni, să le întindă o mână, să ierte, să le fie un sprijin, ca să se împlinească ceea ce tot Biblia spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși, ca să poți să vezi mâna lui Dumnezeu care se întinde și pentru tine, că și tu ai fost cel care le-a arătat pe Hristos prin trăirea ta frumoasă. Îs prea puțin care mai duc crucea asta. Doamne, te rog, scapă-mă, intervino, fă ceva. Și Domnul zice, mă, ascultă-mă, unde se vede crucea mea dusă, coboară puterea lui Dumnezeu. Simplu. Pentru că, dragii mei, dacă vreți să aveți parte de mâna lui Dumnezeu, ascultați-mă bine. Nu uitați să duceți crucea. În seara asta poți să decizi, băi, eu de astăzi nu mai bagiocoresc pe Dumnezeu, nu-i mai întorc spatele. Mă duc înspre El cu tot ce sunt și cu tot ce am. Poți să decizi în seara asta, ascultați-mă bine, eu de astăzi vreau să iau crucea lui Hristos și vreau să iubesc pe toți oamenii. Vreau în seara asta să-mi cer iertare. Să dai primul telefon din ultimii 20 de ani și să spui, uite, vreau să spun ceva, eu îmi cer iertare. Ce faci? Îmi cer iertare. Vă vorbesc serios? Da. Păi cum de? Am hotărât să iau crucea lui Hristos. Să nu trebuiască să ierți pe oameni doar atunci când vin să se ploconească în fața ta, te rog eu. O, dar cum ar arăta familiile noastre dacă oamenii ar ierta instant? Dar cum ar arăta relațiile noastre dacă oamenii ar ierta și ar iubi instant? Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, într-o astfel de atmosferă în care omul iartă, iubește, ajută și stă cu o mână întinsă pentru alții, într-o atmosferă creată, după toate acțiunile astea, ce ziceți dumneavoastră? Coboară Dumnezeu sau nu? Amin. E mediul lui. Amin. E atmosfera lui Dumnezeu. Amin. E mediul în care Hristos lucrează. Slavă Dumnezeu. În momentul în care nu-ți mai bagiocorești împăratul, iei crucea și începi să o porți. Și începi să iubești pe oamenii care te-au jignit. Și treci ca și cum n-a fost nimic. Și aia când se uită la tine, știi ce vor spune? Bă, ăsta, eu i-am produs beznă. Eu l-am jignit, l-am terfelit, l-am făcut în ultimul hal, dar uite, ăsta își poartă crucea. Știi ce vor spune? Exact ce au spus despre Iisus Hristos. Cu adevărat, acesta are un Dumnezeu. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, când viața mea, prin trăirea mea frumoasă, ducându-mi crucea iubirii, a dragostei necondiționate, a iertării pentru toți oamenii, atmosferei frumoase pe care o creez în jurul meu și prin trăirea mea frumoasă numele lui Dumnezeu e înălțat. Ce ziceți dumneavoastră în dreptul unui astfel de om care cheamă și coboară numele Domnului prin trăirea lui? Când omul ăla ajunge pe patul terapiei intensive, când nu mai poate să mai zică nimic, doar se mai aud doar aparatele. Știți ce spune la un moment dat un vers de cântare? Când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Suspinul unui astfel de om se vede până în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că un astfel de om a știut să nu-l bagiocorească pe împărat și a știut să-și ducă crucea până la final. O, crucea iubirii asta extraordinară și insist în mod conștient. Generația noastră are tare mare nevoie de oameni care să mai ducă crucea în felul ăsta. De câte ori a trebuit să trec peste anumite momente și să zic că nu-i nicio problemă. Momente grele, de la oameni de la care nu m-am așteptat, dar care din neatenție au terfelit într-un mod grosolan. M-am dus deseori acasă și m-am prăbușit în durerea mea și am zis, Doamne, dai prea mult. Așa a făcut Dumnezeu că mă întâlnesc cu El față în față. Din instinct am deschis brațele. Și am zis, bă, lasă-mă să te iau în brațe. În momentul în care l-am luat în brațe, m-o strâns atâta de tare, a început să plângă în hohote
Și a zis, te rog să mă ierți. Mi-era mie jenă de momente. A zis, bă, ascultă-mă, te-am iertat de aseară de când am auzit. Că de nu mai duceam 100 de chile în spate. Bă, ești iertat. Eu duc o cruce a lui Hristos. La scurt timp, casa mea a ajuns în valuri mari. Când Carina mea la 7 ani mi-a spus, tati, nu-L mai vreau pe Dumnezeul tău, am înlemnit. Și am zis, Doamne, serios, o merita să iert? O merita să iubesc? Serios? Dar de ce, Carina? Și unii știți, poate v-am mai zis aici momentul cu Darin. Mai apoi când Dumnezeu l-a vindecat pe Darin, într-un mod supranatural, și când m-am dus acasă și am spus la Carina, Carina, poți să-L verifici și tu acum pe Darin, că Dumnezeu l-a vindecat? Am văzut lacrimile în ochii ei, zâmbetul pe față și-o zis către mine așa, acum înțeleg de ce îl iubești pe Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, vorbele erau, acum înțeleg de ce ești dispus să duci crucea în fiecare zi. Pentru că atunci când chiar nu mai vine nimeni, vine Dumnezeu. Și în ultimul rând, și ascultați-mă, în momentul în care vrei să te așezi în mâna lui Dumnezeu, după ce nu-L mai bagiocorești pe împărat, ascultați-mă, opriți-vă din a vă bagiocori împăratul. După ce îți duci crucea pe via dolorosa, pe via vieții tale, îi iubești pe oameni, e greu să iubești. Asta e greutatea uneori, dar e frumoasă. După ce ierți pe oameni, ascultați-mă bine în seara asta, ascultați, fiți atenți la mine, îi ierți pe oameni. Știți ce înseamnă iertare? Le zâmbești cum nu le-ai mai zâmbit niciodată. Își ceri iertare unde e nevoie. O oferi unde e nevoie. În al treilea rând, ascultați-mă, acolo pe dealul căpățânii au fost două categorii de oameni. Trecătorii, Biblia vorbește trecătorii care s-au dus și oamenii care au avut curajul să rămână lângă cruce. Trecătorii și oamenii asumați. Trecătorii și oamenii care au spus noi nu plecăm de aici. Știți de ce uneori mâna lui Dumnezeu nu mai e văzută? Pentru că omul vis-a-vis de Dumnezeu sau că ține de Dumnezeu devine doar un trecător. Am venit și eu la biserică și după aia mi-am cumpărat o Biblie și după aia am învățat un psalm și după aia păi după aia ce? Îmi zice unul către mine, frate Alin, zice, am învățat un psalm de multe, multe versete. Și acum el aștepta să-i spun, excepțional, mă, bă, ce memorie ai, extraordinar. Și eu i-am spus așa, relaxat, și după aia, și ăsta se enervează. Și după aia ce? Bă, după aia trebuie să-l trăiești. Dacă nu-i degeaba. Pentru că, ascultați-mă, stare mulți trecători care știu Biblia pe din afară. Stare mulți trecători care cântă frumos. Stare mulți trecători care vorbesc despre Dumnezeu și dau sfaturi frumoase. Prea puțin care rămân. Prea puțin care îi pun în aplicare. Prea puțin. Mulți care vorbesc despre iertare. Mulți. Prea puțin care o oferă. Sunt mulți care vorbesc despre iubire și că trebuie să duci crucea iubirii. Prea puțini care o arată. O, trecătorii ăștia care trec pe lângă crucea lui Hristos. În momentele complicate zic, Doamne, unde ești? Domnul spune, băi, eu auzi, dar Tu ai trecut. Eu sunt tot acolo, dar Tu Te-ai dus. Doamne, întinde-ți mâna! Mi-aș întinde-o, dar Tu ai plecat! Dumneavoastră știți cât e de important să rămâi lângă crucea lui Hristos? Să rămâi la sursă? Să rămâi în rânduiala Bibliei și a lui Dumnezeu? Să rămâi în ce-i scris aici și să nu mai găsești 1.000.000 de metode? Să anulezi rânduiala lui Dumnezeu? Să spui că se poate și altfel? Că atunci te încadrezi la trecătorii care se duc. Și Dumnezeu zice, bă, ai luat-o departe, te ajunge încercarea și ai plecat departe. O, dar oamenii care rămân, oamenii asumați, rămân în istorie. Ia auziți, Iosif din Arimatea, ce asumare. Toți erau ascunși
piperniciți, bă, să nu ne vadă nimeni, să nu ne știe nimeni, să nu ne cunoască nimeni, ucenici ascunși chiar. Iosif zice, auzi, guvernatorule, îmi dai mie trupul lui Iisus Hristos? Unde îl duci să-l înmormântez? Ascultă-mă, le iau eu pe umerii mei, că vreau să-l țin aproape în fiecare zi. Eu îl port de data asta, că și el mă va purta. Mi-l dai? Bă, da, te vede lume, dar nu contează. Ce dacă mă văd? Mi-l dai? Ți-l dau. L-a apelat pe Nicodim. Permite-ți imaginația mele. Nicodim, ai un de lemnul ăla pentru un băsăl mare? Da, câte chile ai? Aproape 100. Hai cu ele. Nicodim, care s-a dus noaptea să nu-l vadă nimeni, ascuns, bă, nu cumva să mă vadă prietenii, să nu mă vadă cunoscuții, să nu mă vadă nimeni. Ei, de data asta Nicodim devine un asumat. Cum să porți 100 de litri să nu te vadă nimeni? Cum? N-ai cum. Vi-l imaginați pe Nicodim cu bidoanele după el? Unde mergi, Nicodim? Să îmbălsămăm trupul lui Iisus Hristos. Nicodim, a cui? A lui Iisus Hristos. Mă duc cu bidoanele astea, că nu mă mai simt rușinat. Vreau să rămân lângă el toată viața. Nu-l mai caut așa pe ascuns. Rămân un asumat. Și când rămâi un asumat copilul lui Dumnezeu, ascultați-mă, nici nu vă puteți imagina cum Hristos poate să-și întindă mâna că nu și-o mai întinde nimeni. Mi-e dor de oameni ăștia asumați. Învățați-vă copiii să fie asumați prin propriul exemplu. Învățați-vă copiii să-L iubească pe Hristos și să nu le fie rușine. Învățați-vă copiii să nu-L bagiocorească pe Dumnezeu. Dar cum? După modelul lui tata și al lui mama. Mama și tata nu-L bagiocoresc, nici copiii nu-L vor bagiocori. Învățați-i pe copii că trebuie să ducă crucea asta iubirii. Învățați-i crucea asta iertării. Vor avea case binecuvântate. Nu o să asistați la divorțul lor. O să fiți niște bunice fericite, niște bunici fericiți, cu nepoți extraordinari, cu o casă frumoasă. De ce? Că i-ați învățat că trebuie să se așeze în mâna Marelui Stăpân. Amin. Învățați-i că trebuie să fie asumați. Eu am trăit o experiență frumoasă. Cu asta închei. Dacă îmi dați un microfon, eu aș vrea să vin aici lângă dumneavoastră în față. Îmi dați? Am văzut-o pe fetița aia frumoasă de acolo și de aia mi-am adus aminte. Vii un pic lângă mine. Hai un pic lângă mine. Cum te cheamă? Tessa. Tessa, ce frumos. Eu peste câteva luni devin tată de fetiță. Și tu mă crezi că n-avem nume încă? Tessa, o idee bună. Ascultați-mă. Eu aveam vreo 13 ani. Și mă jucam cu niște copii, prietenii mei. În satul bunicii mele moare un tată la vreo 7-8 copii răsturnat cu tractorul. Bunica mea alături de alte femei din biserică care au înțeles că se trebuie să ducă crucea, că trebuie să arăți iubire, că trebuie să arăți dragoste, s-au hotărât să le ducă de mâncare prin rotație. Și într-o zi, în timp ce eu mă jucam, bunica mea a venit la mine și a zis, Alin, ia te rog plasa asta și du-te până în sat, la poarta cu tare și las-o în poartă. Prima mea reacție a fost, bă, dar numai pe mine m-ai găsit? Că deseori te ia Dumnezeu și spune, ascultă-mă, vreau să spun o cruce pe umeri, du-o. Nu mă ignora, nu-mi întoarce spatele, du crucea. Că o să vină vremea să vezi că e extraordinar de bine să duci crucea. Eu zic, numai pe mine m-ai găsit? Bunica mea îmi spune, ascultă-mă, vei afla într-o zi că a trăi asumat pentru Dumnezeu, a face ce trebuie, e o valoare. N-am înțeles. Îmi venea să zic la bunica, du-te-mă, du-te cu poveștile dumneatale, dar mi-am iubit-o și pentru faptul că am iubit-o am ascultat-o. Am luat plasa aia și am început să o tărăsc pe praful din sat, bombănind ca românul când face ceva ce nu-i place. Mă duc și o pun în poartă și plec.
Au trecut ani de zile, ani de zile. Eu am ajuns într-o grea încercare a vieții mele. Prăbușit, fără de soluții, fără de speranță, beznă, capăt, întuneric, nu mai știu ce să fac. Ajung undeva într-o țară din Occident la o conferință. Înainte să plec din camera de hotel, m-am pus pe genunchi lângă pat și am zis: Doamne, eu mă duc să le spun oamenilor că Tu ești mare, că Tu poți să iei în mâna Ta, că Tu poți să-i ții. Mie de ce nu-mi spui nimic? Ai toate metodele să mă întărești și să-mi spui că sunt sub privirile Tale. Și atunci știu că vei aduce izbăvirea. Poate nu când vreau eu, dar știu că vei aduce. Plec. La final de slujbă vine la mine o soră cu un frate, soț și soție și cu 4 copilași. Printre cei 4 copilași era și o fetiță așa cam ca și Tessa. Eu i-am întrebat: ce vreți să vă faceți când creșteți mari? Și la un moment dat unul a zis: polițist, farmacistă, da, bravo. Dar o fetiță așa cam ca și Tessa stătea acolo lângă noi lipită așa de maică sa și se uita așa în ochii mei. Și la un moment dat am văzut-o că mai cere conversație și îi spun: auzi, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Crezând că acum, mamă, ce lecție îi dau eu la fetița asta, să vezi, îi deschid cariera. Așteptam să-mi spună cea mai mare curiozitate a vieții mele, să mă duc pe lună, să văd cum e cu submarinul, nu știu, ceva. În schimb, erau momentele în care Dumnezeu vrea să-mi dea mie o lecție și să-mi răspundă. Se uită în ochii mei și începe și plânge și strângea așa din ochi și începe să plângă. Păi, și eu am zis: bă, dar ce-am făcut așa de grav? Că am întrebat-o care e cea mai mare curiozitate a vieții ei. Și maică-sa îi spune: spune-i la fratele Alin. Și a se uită în ochii mei, cu ochii strânși, cu barba tremurândă, cu lacrimile care se nodau sub barbă: frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să-i cunosc pe îngeri prin care Dumnezeu trimitea de mâncare la mami când ei erau mici. Iar când mi-a spus maică-sa din ce familie face parte, o zis: nu mă cunoști, nu, pe-o-s din familia aia. Eu mi-am adus aminte de moment, dar n-am vrut să zic la nimeni. Și fetița asta îmi spune: cea mai mare curiozitate a vieții mele e să-i cunosc pe îngeri prin care Dumnezeu trimitea de mâncare la mami când erau mici. Mulțumesc, fost la loc. Știți? Aveam nevoie de un răspuns că Dumnezeu mă mai are în mâna Lui. Nu mă pot compara cu un înger. Nu. Am simțit în acea seară că îngerii lui Dumnezeu mai tăbărăsc, că Dumnezeu nu o să mă lase, că și chiar dacă viața te prăbușește, oamenii te bagă în beznă, te pun în colț și te terfelesc cu tine pe jos, există un Dumnezeu care aduce lumină. Tocmai de-aia merită să nu-ți bajocorești împăratul. Tocmai de-aia merită să-ți duci crucea pe via vieții tale în sus. Tocmai de-aia merită să nu fii un simplu trecător și să fii un asumat al lui Dumnezeu. Pentru astfel de oameni, Dumnezeu va mai scrie istorie. Și ascultați-mă, acest Iisus Hristos e prezent aici în seara asta. Poate veți spune unii: bă, eu nu-l simt chiar așa, că inima trebuie să vibreze tare. Nu, 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 că e un susur blând. E atât de elegant. Se pune lângă tine și zice: auzi, dacă nu o să mă mai bagiocorești de astăzi, o să vezi ce fel de putere am. Se pune lângă tine și spune: auzi, hai să spun ceva. Ceea ce contează e părerea mea, a divinității. Nu te uita ce zic alții. Ia crucea iubirii, a iertării. Ia crucea dragostei necondiționate față de semeni și poartă-o. Ajută-i, fii o mână întinsă. Vine Hristos, se pune lângă tine și spune: auzi, mulți trec, vin și pleacă. Tu rămâi asumat că la vreme de necaz, când vei striga: Tată, în mâinile Tale îmi pun viața, îl vei vedea pe Dumnezeul care poate să mai spună viață. Vă invit să vă ridicați în picioare.
Pentru că în seara asta, dragii mei, sunteți inimi aici, vieți zdrobite, cu sentimente frânte și cu o dorință fierbinte de a vă așeza în mâna lui Dumnezeu. Dar știu că lupta care se dă acum în interiorul inimii e extrem de puternică, dar ascultați-mă, e înșelătoare, nu o credeți. Pentru că cel care vrea să vă ia pe brațe în seara asta rămâne Dumnezeu. În fața blocului operator, oamenii pot doar să spună: mai donez și eu sânge. Atât. Nu, îi de ajuns. Dar oricum nu mai e nevoie, că n-avem ce zi mai facem. În momentul în care medicul spune: auzi, găsești un prieten sau o prietenă frizer să te tundă cu mașina de tuns, că de mâine încep chimio. Ascultați-mă. Eu am întâlnit oameni în astfel de momente și le-am văzut disperarea în ochi. Le-am văzut durerea. Gestul ăla că se tunde și frizerul, știi cât ține? 5 minute. Atât. Și că solidaritate. 5 minute. Când ai rămas singură sau singur, tot în disperare dai. Dar am văzut oameni care în fața situațiilor cumplite și-au ridicat privirea în sus și-au spus așa: eu am un împărat pentru care trăiesc. Mi-am arătat dragostea și iubirea în fiecare zi. Am rămas lângă el chiar dacă alții au plecat, chiar dacă mi-am pierdut prieteni, chiar dacă am pierdut momente, conjuncturi, chiar dacă am pierdut ofertele lumii, eu am rămas la cruce și am un Dumnezeu care știu că nu mă lasă. Și-mi povestea mie o tânără: frate Alin, 6 săptămâni au mai dat medicii la mama. Și eram eu cu ea în cabinet când o zis: mama voastră va pleca în 6 săptămâni. Și spunea cu lacrimi în ochi: frate Alin, mami e în viață de 6 ani, că Dumnezeu e suveran peste toate. Și într-o astfel de casă e mereu bucuria lui Dumnezeu. E mereu atmosfera divină. Ascultați-mă, tare mulți au pierdut atmosfera asta. Tare mulți au pierdut atmosfera asta. Și viața e chinuită. Dar în seara asta acest Iisus Hristos e prezent aici. V-aș provoca să plecați capetele, să închidem ochii și preț de câteva secunde faceți-vă o analiză a vieții. Și spune, uite așa în inima ta, ascultați-mă, repetați după mine în gândul dumneavoastră: și eu am nevoie de Iisus Hristos. Și mai spune odată: și eu am nevoie de Iisus Hristos. Și eu am nevoie de Iisus Hristos. Că acest Iisus Hristos îți cunoaște casa, viața, copiii, dar îți cunoaște viitorul. Dar știe ziua de mâine, de poimine, de peste un an, peste doi. Și acest Iisus Hristos e prezent aici. Știu că se dă o luptă în mințile multora: bă, dar ce să fac eu? Ascultă-mă bine. Acceptă provocarea lui Hristos să te pui pe ale sale brațe. Și vreau să pun o întrebare în seara asta. E cineva aici, toată lumea stă cu capul plecat, cu ochii închiși. E cineva aici care vrea să declare încă o dată, pentru prima dată sau pentru a nu știu câta oară, nu contează asta, vrea să declare și să spună: de astăzi vreau să rămân în mâna lui Dumnezeu până la final? Dacă este, într-un mod asumat, ridicați o mână sus. Dumnezeu să binecuvinteze mâinile ridicate. Mai e cineva în seara asta aici care vrea să spună: și eu vreau să rămân în mâna lui Dumnezeu? Dar aș pune altfel întrebarea: chiar credeți că e cineva care n-ar avea nevoie de mâna lui Dumnezeu? Dragii mei, Iisus Hristos e prezent aici și El vrea să te prindă de mână și vrea să plece cu tine acasă și vrea să rămână în inima ta și în viața ta. Și mâine dimineață, când vei lua crucea iubirii și a dragostei și a iertării, da, în mijlocul problemelor, gândește-te că trebuie
răsărești cu iubirea lui Hristos prin mijlocul încercărilor și răspândești în urmă iubirea lui Hristos. Răspândești în jurul tău iertarea lui Hristos. Răspândești în jurul tău cuvinte pline de farme care îți clocotesc în inimă și strigi în mijlocul furtunii: Doamne, și eu am nevoie de Tine, ca seara am promis că o să rămân la cruce. Și vei vedea o mână puternică care se mai întinde acolo unde nu mai poate fi, să fie întinsă de niciun om. Pentru că în seara asta Dumnezeu e prezent aici. Eu nu vreau să mai lungesc, dar vreau să vă mai fac o provocare. E cineva în seara asta aici care vrea să ne rugăm împreună și are curajul asumat să spună: da, am nevoie de Iisus Hristos și de mâna sa puternică. Dacă e cineva și are curajul, îl aștept să vină aici în față. Eu vreau să mă rog pentru voi în seara asta. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, omul are momente cheie în viață. Omul are momente cheie în viață. Dumnezeu pune puncte de referință și va spune Dumnezeu: uite, a fost o seară și pentru tine. A fost o seară și pentru casa ta. A fost o seară și pentru viața ta. A fost o seară și pentru viitorul tău. Ascultați-mă bine. În oboseala mea excesivă, în vocea care nu mă mai ajută deja, mai vreau să mai strig o dată în seara asta: mai sunt oameni care au nevoie de mâna lui Dumnezeu la Câmpia Turzii? Pentru că Dumnezeu e prezent aici în seara asta. O, dragii mei, un astfel de gest nu face altceva decât vă arată că sunteți oameni asumați, că ai curajul să spui: și eu am nevoie de Dumnezeu, și eu am nevoie de mâna întinsă a lui Dumnezeu, și eu am nevoie ca El să coboare în casa mea, să mai coboare în familia ta, să se mai cunoască că nu e singur și singură, și inima care tremură deseori, Dumnezeu s-o ia pe ale sale brațe, și sentimentele răvășite Dumnezeu să le alinieze, și frica cu privire la viitor Dumnezeu s-o schimbe într-o încredere neclintită că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și în seara asta, ascultați-mă bine, mâna lui Dumnezeu stă întinsă. Și înainte ca Lucii să înceapă să cânte și noi să stăm în momente de închinare, timp în care ne vom ruga cu frații slujitori pentru ce ieșiți în față, dragii mei, mai vreau să mai pun o dată întrebarea asta. Eu vreau să pun capul liniștit pe pernă și știu foarte bine de ce o mai adresez odată. Mâna lui Dumnezeu stă întinsă. Mai e cineva în seara asta aici care are nevoie de mâna lui Dumnezeu și care vrea să plece acasă hotărât să trăiască pentru un Dumnezeu mare? Mai e cineva? Dacă mai sunteți, eu vă aștept aici. Ascultați-mă. Știți ce a spus Domnul unui om cu mâna uscată? Tu, cel din colț, ridică-te în picioare. S-a ridicat. Putea să-l vindece Domnul în colț, putea. Dar a vrut să-l vadă dacă e asumat. Zice: vino și stai în mijloc. Dar putea să-l vindece și în colț. Nu că Dumnezeu nu poate acolo unde ești. Dar știți ce mult apreciază Dumnezeu un om asumat? Da, am curajul să declar că am nevoie de Dumnezeu. Și în seara asta, noi vrem să punem numele Domnului peste cei care au ieșit aici. Vrem să-L rugăm pe Dumnezeu ca mâna Marelui Stăpân să-i coordoneze viața lor, să-i ocrotească, să-i țină pe brațele sale. Și permiteți-mi să mai fac o ultimă strigare. Mai e cineva în seara asta aici care are nevoie de mâna lui Dumnezeu? Ascultați-mă, învingeți-vă rușinea de moment. Învingeți-vă teama de ce o să zică alții. Învingeți-vă frustrarea: bă, dar ce o să le spun când o să mă întâlnesc cu prietenii mei? Spuneți-le următorul aspect: Dumnezeu cel adevărat m-a luat pe ale sale brațe. Nu-ți schimbă viața în rău lucrul ăsta. Te pune doar într-o stare extraordinară. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și vrea să-i poți să-i spui și tu: Tată, în mâinile tale îmi pun viața. O, acest Dumnezeu e prezent aici. Vom intra în momente de închinare. Ascultați-mă, dacă în timpul rugăciunii cineva vrea să mai vină, nu ezitați. Eu mi-am timp să mă rog pentru toți în seara asta, pentru că știu că Dumnezeu e Dumnezeul mare care îi iubește pe oameni. Intrăm în închinare, în cântare, intrăm în rugăciune.